E pentru tine, prima scrisoare din viața ta, dragul meu mușchi. În copilărie, toți mă știau drept băiatul la cărui mamă fugise cu un englez. De ce fugise? Când fugise? Să nu întârzi, să nu întârzi, să nu întârzi! Era acea zi în care m-a prins ploaia când mă duceam acasă cu bicicleta. Dacă m-aș fi grăbit, poate că nu ar mai fi plecat. Dar de ce a plecat? Mușchin? Mușchin? Ce legătură are el cu asta? Te considera un model. Ce exemplu îi dai tu, dansând așa în grădină? Puteam să-mi dau seama că ai trăit la strântească tafa de ceară. Dar după câteva minute am văzut-o cum a fugit din cameră. Nu a fost așa. Nu a fost deloc așa. Mama! Mama! Mama, cineva? Și-am rămas singur. De ce am plecat? Trebuia să plec, sau aș fi nebunit. Aveam nevoie de asta. Libertate, ca să nu mă prăbușesc. Dar am distrus totul. Ce poate fi mai rău decât o femeie care nu are grijă de copilul ei? Dragă mușchi, te văd peste tot în cuvintele mele. Și oricât mai căuta, rămân mereu în picturile pe care ți le trimit cu scrisorile mele. Aș pleca din casa asta, aș pleca în lume și nu m-aș întoarce niciodată. Aș picta, aș putea privi sus, spre cer, fără să simt că e un clopot de sticlă sub care sunt ținută. Așa s-au dus toate viețile pe care nu le-am trăit. Asta las eu lumii. Îmi zic în astfel de momente grandioase, când stau cu stiloul și hârtia în față, fără să fi scris altceva decât eu, Mușchin Chant Rosario. De unde știi că fetele fac asta zilnic? Stai, bă! What are you laughing at? What are you laughing at? Look at those teeth. Look at those teeth. Look at those dingy.